Criza bisericii de-a lungul veacurilor, începând cu căderea lui Adam și până la noi, a trecut prin momentul Vavelului, turnul Vavel. Vavel sau Vavilon, care înseamnă amestec sau confuzie. Când Dumnezeu a amestecat limbile, Dumnezeu le-a amestecat. Să mă ierte Dumnezeu, îndrăznesc să zic, nu Dumnezeu le-a amestecat. Dumnezeu ne învață să ne spovedim și El însuși nu se cruță pe sine. Când Dumnezeu zice, nu e rău în cetate pe care eu, Domnul Dumnezeu, să nu-L fi făcut, cred că Ezechiel zice asta, nu Dumnezeu face vreun rău, dar îngăduie, că dacă n-ar îngădui, nici n-ar putea să se întâmple. Și dacă îngăduie, își ia răspunderea pentru răul pe care noi trebuie să-l suferim. Își ia răspunderea până la acolo unde se face solidar cu noi, își ia răul asupra lui, cum am zis, Hristos, întrupat, răstignit, mort, coborât în iad, dar și înviat. Nu că Dumnezeu a amestecat limbile, dar însăși făcătura omenească a făcut ceea ce vedem și astăzi, că împătimindu-se omul, nu a mai găsit grai comun cu cel de alături, că patima, prin însăși firea ei, dezbină. Și Dumnezeu a avut o mână acolo, a rânduit ceva și ne trezim acum, dacă am înțeles corect, că multele limbi de pe pământ, româna, franceza, engleza, chineza, sunt rezultatul acelui Vavel, acelei lucrări unde omul a vrut să facă o unire omenească, nu cu Dumnezeu și nu pentru Dumnezeu, ci de frica lui Dumnezeu. Sau oare asta e frica lui Dumnezeu? Nu asta e frica lui Dumnezeu, dar revin, fiindcă limbajul nostru n-are destule nuanțe, limbajul pământesc, de frica de Dumnezeu, înainte ca Dumnezeu să ne risipească pe fața tot pământului, hai să ne facem o cetate și un turn și un nume. Și s-au adunat împreună să facă cetate și un turn care să ajungă la ceruri și un nume. Adică un turn care să ajungă la ceruri, înțelesul duhovnicesc, este îndumnezeire, auto-îndumnezeire. Și Dumnezeu a îngăduit ca patima să lucreze și să dezbine pe om ca să nu ajungă să-și facă pierzania asta până la capăt. Și a rămas această confuzie, că omul nu se mai înțelege cu om, că sunt multe limbi pe care cu greu trebuie să le învățăm ca să ajungem românii să se înțeleagă cu chinezii și cu francezii și cu englezii. Astăzi, căderea omenească a ajuns, și vreau să trag o paralelă, la o vavilonie de al doilea grad. Nu neapărat limbile se mai împleticesc, ba într-un oarecare sens limbile, amestecându-se, redevin oarecum una. Să mă iertați, am văzut, aproape 40 de ani lipsisem din România, am venit înapoi în România, găsesc alt popor, alt peisaj și altă limbă. Dacă n-aș fi pribegit eu în Anglia și în Franța, eu n-aș înțelege româna voastră de astăzi. Asta înseamnă că, hai să zicem, româna, engleza și franceza tind să devină o singură limbă. Însă, de câte ori ne-am vorbit, engleza cu englezii, franceza cu francezii, româna cu românii, și nu ne-am înțeles deloc. Și de câte ori mi s-a întâmplat, când nu știam încă o limbă, și am vorbit cu suflete de un gând cu mine, de un duh cu mine, și cu greu din cauza lipsei de vocabular, și ne înțelegeam perfect. Vavilonia de al doilea grad este că sensul cuvintelor se înțelege în multe feluri în aceeași limbă. Criza noastră în biserică este că nu mai vorbim sensul cuvintelor părinților noștri în duh. Toată filocalica pentru noi este o carte închisă. În măsura unde cuvintele le înțelegem, dacă nu avem un dicționar și le putem vedea acolo, dar sensul este altul. Și în aceste definiții aș vrea să încerc să vă dau câteva exemple. Vă spun că dacă v-aș ține două săptămâni n-ar fi destul, de altfel ar trebui să scrie un dicționar întreg. De altfel, nu dicționarul și nu cultura la nivel intelectual este ce trebuie pentru a dezlega această vavilonie, ci o duhovnicie și o duhovnicie luminată și drept îndreptată, care va restaura
prin experiența vieții cuvântului, sensului original adevărat.